Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Cum am promis în ultimul filmuleț, astăzi o să vă vorbesc un pic despre o boală, se numește acarioză și o să vedem despre ce este vorba. Înainte de toate vreau să știți că tot ce spun este o lectură din mai multe cărți adunate și pentru a vă fi mai ușor de înțeles am să vă spun anumite aspecte, fiindcă eu înainte să mă mai apuc de albinuțe, acest lucru am făcut, m-am documentat în legătură cu bolile și cu dezinfecția stupilor cel mai bine. Deci să începem. Vorbim despre acarioză. Unii, cred că foarte mulți n-ați auzit despre acarioză. Această boală este cauzată de Acarapis bulli. Prima dată eu am auzit de această boală de la Dan Mărgărit, într-un filmuleț în care el explica cam despre ce este vorba și ci că s-ar trata cu acid formic. Eu ce am citit despre acest Acarapis bulli, este un acarian, probabil se tratează cu acid formic, dar nu sunt sigur de acest lucru, dar o să înțelegeți mai mult despre ce vă spun acum. Înainte de toate, trebuie să înțelegem că albina, ca să respire, are nevoie de oxigen ca orice ființă de pe pământ. Iar pentru acest lucru, el nu are plămâni ca un om. Ea are saci aerieni. Și cel mai important lucru este cum ajunge acest aer în saci aerien, fiindcă nu are nici nas prin care să respire. Albina are așa numite stigmate, prin care are trei perechi de stigmate, care se află pe torace și pe cap. Pe cap se află stigmatele toracici prin care aspiră aerul și unde acesta Acarapis bulli, acarianul respectiv, intră. Deci el acolo intră, este păduche de trahee pentru cei care se înțeleagă mai bine și intră în aceste stigmate traheice. Acolo ea depune ouă și în două zile eclozează aceste ouă și infectează albina în acest stigmată. Acolo trăiește și poate să trăiască acest acarian până trăiește albina. Deci fără nicio problemă trăiește în continuu. Singura problemă a acarianului ar fi că nu poate să infecteze albine adulte. Ea trebuie să infecteze trebuie să infecteze puietul tânăr, puietul de între o zi și trei zile, deci el nu poate să intre în alt orificii traheice, nu poate fiindcă deja traheia se întărește, sistemul chiratinos al albinei și nu mai poate să intre acolo fiindcă are o dimensiune destul de mare și nu mai poate încăpea în traheia albinei. Deci el va putea intra doar în puietul tânăr. Ce face acest acarian? De ce dăunează albinei? În primul rând dăunează albinei prin simplu fapt că intrând în traheie nu e cum vă așteptați să oprească respirația albinei, în niciun caz nu face acest lucru, fiindcă albina respiră prin mai multe stigmate, are câteva perechi de stigmate.
și acolo își înfinge mandibula în corpul albinei și se hrănește cu sângele albinei, de unde elimină și un feromon care duce la diferiți paraziți în sânge albinelui. Infectează albina pur și simplu. Acest lucru, când e infectat cu acest parazit, se spune că în România nu există. Dar am să vă zic câte ceva. În Europa, acest parazit a fost prima dată descoperit în 1920, deci parazit acarian. Deci un acarian a fost descoperit în 1920. În anul acela, în Anglia, a decimat 80% din populația de albine. În anii 50, în 1950, acest acarian s-a răspândit în centrul Europei, unde, la rândul ei, a distrus tupine întregi, până s-a descoperit cam ce și cum. Dar în România nu există. Interesant. Acest acarian se răspândește de la matcă, de la măci importate, de la albine rătăcitoare și el totuși nu există în România, da? Semnul clinic observat cu ochiul liber se poate observa la zborurile de curățire din timpul iernii, când urmăriți albina care sare pe jos sau albina care se târăște. Apicultorul are tendința de a lua acele albine care se târăsc în fața stupului iarna și să le pună înapoi pe urdiniș, astfel ducând înapoi parazitul respectiv. Deci, în concluzie, zic că există și în România, părerea mea, deci există. Infecțiile nu sunt foarte grave datorită timpului scurt în care poate să infecteze și să se mulțească acest acarian. În timpul verii nu poate să fie foarte activ din cauza că îi trebuie aproximativ 3 săptămâni până depune ou și să iasă alte generații de acarieni, deci îi trebuie cam 3 săptămâni și albina moare în general, nu trăiește așa mult încât să se dezvolte acarianul. El se dezvoltă mai bine în timpul iernii și în perioadele din vară, când albina nu poate să iasă foarte mult la zbor. Când zboară mai puțin, atunci poate răspândi. Și acest Acarapis udi mai poate să iasă din traheea albinei și să stea pe albină aproximativ maxim o zi. Dacă în timp de o zi nu găsește o altă gazdă, o albină tânără în care să intre, el va muri de foame, fiindcă nu se poate hrăni în exteriorul albinei. De tratament, aș mai putea zice că unii spun că un tratament cu varachet sau orice fel de tratament ar omorâ acești acarieni. Nu este chiar așa, nu afectează aproape cu nimic. Tratamentele pentru varoa sunt pentru varoa, iar pentru Acarapis udi cu uleiuri volatile se pot încerca, dar afectează într-o mică parte. Cel mai eficient tratament este să nu fie foarte mult timp albina bătrână. Acesta ar fi albine bătrâne, să spunem. Albine de iernat sunt albine bătrâne. Ele au posibilitatea să fie foarte infectate. Familiile bezmetice, iar sunt albine foarte bătrâne și sunt o sursă
pentru a se îmbolnăvi cu acest parazit. Ajunge să fie doar vreo câțiva. În rest, trebuie să înțelegem că orice am face noi și ne-am apucat să creștem albine, este nevoie să fim cât mai bine informați. Aceste informații le găsiți în cărți. În cărți și am înțeles că unii nici nu s-ar interesa să citească, nici eu n-am citit, sincer. Am fost doar ochi și urechi la anumite filme de pe internet, anumite persoane care au o putere de convingere foarte bună, fiind naiv, tânăr, caz repede în această plasă. Bineînțeles, lucrând cu albine, trebuie să înțelegem și acest aspect. Despre Acanthus wood este, mai trebuie să știm că el merge cam paralel cu Nosema. Poate fi confundat uneori, fiindcă are acea semne clinice. Probabil tratez de Nosema și încă albina să aibă anumite semne clinice ca cea tot a Nosemei, parcă nici n-ai fi tratat de Nosema. Și atunci ce faci? Mai dai un tratament pentru Nosema, da? Deci, ce mai probabil, această infecție în stupină o să o vedeți în timpul primului zbor de curățire, al doilea, în timpul iernii, cum am spus, când albina sare pe jos sau se târăște. Nu-i tot timpul varoa. O să vorbesc și despre varoa, puțin mai încolo, sau chiar în următorul film, cred că o să încep să vorbesc despre varoa, fiindcă la varoa e un pic mai interesant. Cam atât am avut de zis. Sper să fi înțeles cam despre ce e vorba cu acest Acanthus woody. Deci, cam atât. La revedere și data viitoare vă voi vorbi despre varoa. Cu toate că ați auzit foarte multe despre ele, pe viitor vă voi vorbi și despre tratamente de anumite substanțe, niciodată nu o să fie îndeajuns pentru a fi cât mai sănătoasă o stupină. Dar trebuie făcută. Numai bine!